Doamne ajută, dragii mei, haideți să ne dăm puțin seama despre dublu standard al actualelor elite care ne conduc, atât în România cât și pe restul mapamondului occidental. Poate ați văzut deja sau ați aflat dintr-o sursă sau alta că a avut loc o comemorare în locul unde se presupune că a fost asasinat liderul mișcării legionare Cornelius Zilea Codreanu, o pădure al cărui nume îmi scapă, undeva cred lângă Timișoara, parcă a avut loc o comemorare a unora care în ziua de astăzi încă mai au simpatii pentru această mișcare politică. Eu nu am simpatii pentru mișcarea politică legionară, dar am simpatii pentru libertatea de exprimare, pentru aia am simpatii. Bun, au fost vizitați în cel mai pur stalinist mod posibil de către trupele antitero, trupele SWAT ale poliției române, mai mulți presupuși oameni care au participat la această comemorare a lui Cornelius Zelea Codreanu, nu știu câți ani de când a fost asasinat în acea respectivă pădure. Ok, foarte bine. S-a intrat fără mandat de percheziție, s-a intrat noaptea ca hoții, au intrat peste ei, au percheziționat. Bun. Știți că v-am spus acum o săptămână că am fost supraveghetor într-o secție de votare aici, dintr-o comună din județul Iași, la alegerile parlamentare. Pe buletinul de vot de la Senat, respectiv buletinul de vot de la Camera Deputaților, se afla și un partid numit România Socialistă. În semnul acestui partid, adică simbolul cu care apărea pe buletinele de vot de la Camera Deputaților, respectiv Senat, era fix acel simbol care se afla și pe cupola, dacă pot să spun așa, Partidului Comunist Român, de care ne-am despărțit în 1989, din prună cu cei care îl conduceau, clanul, familia Ceaușescu. Aceleași simboluri se aflau și la sigla acestui partid. Deci, nu doar că acest partid, România Socialistă, cu simbolurile clare comuniste ale fostului Partid Comunist Român, vinovat de genocid, din anii 40 până în 89, genocid împotriva poporului român și nu numai, plus comunismul din întreaga lume, începând cu cel sovietic, nu numai că a fost legalizat de un judecător sau de un complex de judecători, de un complet de judecători, dar i s-a și permis să candideze la alegerile parlamentare. Și întrebarea mea este următoarea. Dacă mișcarea legionară este atât de hulită pentru, mă rog, crimele pe care se spune că le-a făcut, încât, iată, cineva care merge să comemoreze în pădurea respectivă memoria lui Codreanu este după aceea vizitat de poliție, de trupele SWAT, trupele antitero și probabil sunt și arestați unii dintre ei în momentul de față, cum se face că nu se aplică același tratament și celor care înființează partide și candidează la alegerile parlamentare de acest an cu simbolurile fostului PCR, fostului Partid Comunist Român, vinovat de crime în masă și genocid împotriva poporului român? Asta apropo că se spune că Rusia, nu știu ce, Rusia ingerințe în spațiul românesc, bla 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 bla. Deci un partid care își are simboluri în fostul PCR, PCR care a câștigat alegerile ilegal cu ajutorul sovieticilor în anii 40, poate să candideze, dar când vine vorba de legionar nu poate nici măcar să aibă o slujbă de comemorare. Asta este libertatea de exprimare? Asta este, așa funcționează pluralismul de idei? Sau este doar un dublu standard macabru și de fapt suntem în continuare conduși de comuniști care se numesc liberali sau cum se mai numesc ei acum? Întreb și eu.